Dea Maxer a spus adevărul, după ce toți au remarcat asta. Dea Maxer este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație. De asemenea, Bruneta păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, și reușește să facă acest lucru prin prisma rețelelor de socializare. Acolo unde este mereu activă și unde împărtășește cu cei ce o iubesc aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune cât și cele mai puțin plăcute. Așa a făcut și recent, căci Bruneta s-a amuzat la maxim pe baza unei remarci din partea unei persoane, pentru care a venit cu o explicație pe măsură. Zicea cineva, de ce-ți ții capul ca un butoi de varză rezemat? Păi câteodată e greu? Cu planuri, idei, visuri? Este mesajul scris de Dea Maxer pe Instagram. În dreptul unei imagini cu ea.